Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a răspuns acuzațiilor venite din partea președintelui organizației județene a PDL pe marginea sesiunii de instruire a primarilor din județ, la care au participat și invitați de la București. La afirmația democrat-liberalilor, potrivit cărora întâlnirea ar fi fost prilej de chefuri prelungite, Adrian Țuțuianu a răspuns. Dânsul a spus că eu aș fi organizat săptămâna trecută pe bani publici o chermeză la Gâlma cu primarii din județ. Dumneavoastră, reprezentanții ai presei locale și centrale, ați participat acolo, iar majoritatea aprecierilor și din partea presei și din partea primarilor a fost că acea întâlnire a fost deosebit de utilă. De asemenea, au fost aduse la cunoștință și sumele cheltuite pentru cazare și masă. Eu n-am făcut acolo niciun chef, nici m-am cazat pe banii Consiliului Județean, niciun ministru, secretar de stat, director general nu a folosit vreun leu din banii publici. Costurile a două zile de cazare cu masă pentru primar au fost suportate din bugetele unităților administrativ-teritoriale la un preț de 140 de lei de persoană. Nu s-au făcut niciun fel de costuri suplimentare. În replică, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a arătat cât costa o sesiune de instruire în perioada 2008-2012. În anul 2008 s-au desfășurat asemenea activități de formare profesională sub înțeleapta organizarea SECEPAN Instruc SRL la Jupiter și Mamaia. Un număr important de funcționari publici au participat la cursuri. Consiliul Județean a plătit suma de 95.140 de lei. În anul 2009, un număr și mai mare de funcționari publici, tot la Jupiter, la același hotel, care și el este proprietatea unui susținător al Partidului Democrat Liberal, același PAN Instruct a desfășurat cursuri de formare profesională în cuantum de 145.760 de lei. În anul 2010 s-au făcut cursuri de formare profesională, tot cu PAN Instruct SRL, la Gâlma și Jupiter. Costurile în 2010, 116.400 lei. Iar în anul 2011, tot PAN Instruct, tot la Jupiter, la același hotel, aceeași firmă, aceiași lipitori de afișe, au cheltuit 160.800 de lei. În anul 2012, n-a fost prea mult timp de cursuri, s-au organizat doar două, cu 52 de persoane, tot cu PAN Instructul la Gâlma, cu un cost de 25.600 de lei.